Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am gândit să fac o citire mai specială cu cărți de oracol care să dezvăluie care este magia zilei, care este norocul, oportunitatea zilei astăzi, fiind și joi și joia este sub influența planetei Jupiter, cunoscută ca planeta norocului, a oportunităților, care ajută la creșterea norocului, să spunem așa, potențează, influențează. Suntem și în perioada de lună în creștere, a fost luna nouă, data de 19 mai. Acum deja ne îndreptăm către primul pătrar, care va fi peste 2 zile, și așadar potențează această lună în creștere norocul. Și am să dezvălui prin intermediul cărților de oracol care este magia zilei, norocul zilei, oportunitatea zilei, ca să fie mai particularizată citirea. Am să o fac și în 3 variante. Varianta numărul 1, ciorchinele, numărul 2, cristalul mov, numărul 3, cristalul alb. Folosesc și cristalele tocmai ca să ajute la creșterea energiilor, la ridicarea vibrațiilor, la curățarea energiilor și îndeplinirea dorințelor. Voi aprinde și câteva frunzulițe de foi de dafin, frunze de dafin pentru noroc, pentru oportunitate, pentru a ajuta la dorințele îndeplinite, ca toți cei care vizionați acest video să vi se îndeplinească dorințele, să aveți parte de prosperitate, sănătate și noroc, astăzi și în mod special, dar în orice zi sau oricând veți vedea acest video. Haideți să vedem așadar norocul zilei, oportunitatea zilei. Așa cum știți, frunzele de dafin ajută la îndeplinirea dorințelor. Puteți găsi deja publicat pe canalul meu mai multe videouri cu ritualuri de curățare a energiilor cu frunze de dafin pentru noroc, care ajută. Dar acum voi face doar o citire cu cărți de oracol. Haideți să vedem ce spun cărțile pentru astăzi, în mod special pentru dorință ca să se împlinească. Așadar, fie că astăzi, în mod special, să aveți noroc în tot ce vă doriți voi, fie benefic pentru voi. Și am să încep cu prima variantă. Dacă deja ați ales varianta, am să încep cu varianta numărul 1, cristalul ciorchină. Să vedem așadar care este norocul, oportunitatea, care este energia pe care poate trebuie să o folosiți în mod special. A și venit. Deja să vă focusați, să vă concentrați, să alegeți o țintă mult clar, precis, să știți exact ce vreți, ca să vă puteți îndeplini dorințele, să știți. Astăzi trebuie să mergeți la sigur. Deci când sunteți siguri pe voi de ceva, atunci să acționați cum ar veni. Pentru că aveți noroc, să știți, astăzi trebuie să folosiți niște oportunități, că astăzi foarte repede vor veni oportunitățile. Astăzi cumva trebuie să vă puneți în valoare, să spunem așa, deja potențialul, experiența voastră. Dar într-adevăr trebuie să vă focusați. Da, să vă focusați, poate chiar și săgetătorul, zodia săgetător, săgeata ca simbol poate juca un rol important pentru voi. Abundență, ia uite cum a venit în norocul, nu degeaba v-ați ales cristalul. Deci trebuie să vă folosiți de abundența care există deja în viața voastră. Veți avea parte de abundență. Asta e magia zilei pentru voi. Săgeata, săgetătorul poate, abundența care deja este în viața voastră, sau veți crea abundență mai multă dacă vă veți focusa pe ceva, vă veți concentra. Știți ce vreți, vă imaginați, vă gândiți și vă atingeți ținta.
Se spune, gândul vostru trebuie să fie așa ca o săgeată și să se ducă direct acolo unde vreți voi să se împlinească, să o vizualizați. Dar trebuie să știți că există foarte multă abundență și ca să atrageți mai multă abundență în viața voastră, trebuie chiar să vă bucurați, să dansați, să cântați abundență, abundență, vină la mine, furtuna este cu mine. Da? Am din abundență totul. Cumva trebuie să cântați prin cuvintele voastre ceva care să exprime bucuria de a avea tot ce vă trebuie, ca și cum deja există, ca și cum deja s-a întâmplat, ca și cum deja aveți. Da? Pentru că văd că iar la fel de săgețile, cum e, să vă puneți, să fiți cu ochii în patru, cum se spune, foarte atenți la ce e în jurul vostru, totodată și ca să vă feriți de situațiile nefavorabile, să vă protejați, să zicem așa, de gândurile, privirile rele, dar pe de altă parte și să fiți atenți la oportunități. Pentru că ele vor fi, uite cum sunt, oportunități ca niște săgeți, dar pot fi și săgeți care să vă mai creze ceva. Deci, cumva, să veți găsi, reuși să vă atingeți ținta, să vă duceți direct, să vă împliniți destinul, să vă împliniți. Destinul fiecăruia este să aibă de toate, să aibă tot ce dorește, tot ce îi trebuie. Doar că trebuie să vă focusați și chiar trebuie să chemați abundența la voi, să spuneți cu cuvintele voastre, veniți, vină abundență, vină la mine. Da? Tot ce am nevoie este cu mine. Am din plin, am din belșug tot ce am nevoie. Universul, divinitatea, stelele îmi dau tot ce am nevoie. Ia uitați ce iubire poate veni la voi. Foarte multă iubire. Ia uite câte inimioare au venit la voi. Foarte, numai iubire. Foarte mult. Totul cu iubire. Trebuie să iubiți ce faceți. Și să dăruiți cu iubire, să vă manifestați cu iubire. Este magia voastră acest lucru. Deci, fructele sunt foarte importante pentru voi, ca și florile foarte importante. Să vă bucurați de fiecare floare, de fiecare fruct pe care îl mâncați. Această abundență aici, uite cum arată de această cornă al abundenței, că cu fructe, legume, da, tot ce oferă natura. Să vă bucurați și chiar să cântați, să mâncați ceea ce vă place astăzi. Poate că asta aduce pentru voi, astăzi e cumva să savurezi mirosul florilor, plantelor, mâncării care e din vegetale, să spunem așa. Săruți mâncarea cum ar veni. Deci, când mănânci, trebuie să iubești mâncarea care o mănânci. Da, să te bucuri, ați văzut când, ca atunci când n-ai mai mâncat până atunci, n-ai mai văzut până atunci un fruct, spre exemplu, și te bucuri, îl ții în mână, te bucuri, îi arăți dragostea ta față de acel fruct, îl binecuvântezi, mulțumești Universului pentru că ți-a dat acea posibilitate să ai acel fruct, chiar săruți fructul, mâncarea care o mănânci. Cumva e o astfel de situație care îți aduce ție mai multă abundență, să e un fel de magie. Și la fel, să cânți dragostea. Deci chiar trebuie să cânți dragostea, să fii convinsă că ai în jurul tău dragoste, că ți manifestă dragostea în viața ta, că o atragi dragostea în viața ta. Din nou, același lucru, cântă dragostea și la ziua și, ziua și noaptea. Binecuvântează pe cei cu care tu interacționezi. Un gând, cu voce tare, dacă îi cunoști, dacă nu în gândurile tale. Și chiar trebuie să chem dragostea la tine. Dragoste, vină la mine. Sau dragoste, manifestă-te sau manifestă-te Universului cu toată dragostea față de mine. Totul trebuie să fie despre asta. Astăzi este o zi în care poți avea noroc. Ora 7 poate juca un rol important pentru tine. Mult noroc văd aici. Că poți avea astăzi mult noroc, o stare de bine, o stare de sănătate. Și trebuie să faci poate chiar să îndulcești cu miere ceva, ceaiul, ceva tonic, văd aici, cu multă dragoste. În orice caz, astăzi este o zi în care, e ziua în care poți să te manifesti ca frumusețe, manifesti frumusețea, să-ți pui în valoare frumusețea, poate folosim fructele și legumele, nu știu, mască de fructe, de legume, poate, sau să bei un ceai pe care să-l îndulcești cu miere sau ceva tonic, dar care să ai conțină puțin și miere. Da, să faci un
o băutură răcoritoare tonică care să-ți dea mai multă energie, dar să folosești și mierea sau să folosești chiar mierea pentru măști, pentru mască de frumusețe care să-ți tonifice pielea, da, folosind amestec, ar fi cu, nu știu, cu fructe care îți plac ție. Deci, astea sunt magia, asta e magia zilei. Deci, astăzi îți poți atinge ținta, avea parte de multă iubire, deci multă iubire și multă abundență, mult noroc, multă oportunitate sau poți face ca astăzi dorințele tale să se poată manifesta dacă tu crezi în asta, te concentrezi, îți imaginezi că dorințele tale așa cum le vizualizezi, ca și cum deja ele sunt, se împlinesc, le simți și chiar cânti, te bucuri, te manifesti cu această mare bucurie a dragostei și a abundenței, pentru că asta este o zi magică. Nu degeaba v-ați ales cristalul mov, ciorchine, pardon, pentru că puteți avea din abundență totul, absolut tot ce vă doriți. Și, într-adevăr, poate să vă puneți, să vă faceți prin aceste această manifestare a voastră de iubire, vă puteți și proteja împotriva ochiului rău, să zic așa, împotriva invidiei. Haideți să vedem și la varianta numărul 2. S-a și grăbit la voi, sunt ce s-a grăbit la voi? S-a grăbit mai multe, wow! Voi, bani, bani, deci astăzi este chiar o zi că e joi și joia este ziua abundenței, ziua banilor, deci astăzi voi trebuie să credeți. Astăzi poate că trebuie să faceți ceva cu banii, să cumpărați, să investiți, să dăruiți, da? Să faceți bani astăzi, da? Să puteți avea oportunitatea de bani, poate și monedele, să știți monedele, puneți-vă o dorință și o monedă, ați văzut că puteți să aveți un borcănaș în care să vă puneți monede, în care vă puneți o dorință, puneți o monedă, vă puneți o dorință, puneți o monedă, borcănașul vostru magic, cum ar veni, în care voi în fiecare zi acolo adăugați. Poate că astăzi vă fixați o dorință de a avea abundență, puneți, creați acel borcănaș, cumpărați un borcănaș nou sau folosiți unul care îl aveți voi, îl curățați bine, îl spălați bine cu apă, cu sare ca să-l curățați de energiile care au fost poate mai puțin pozitive și lăsați-le să usuce în mod natural și apoi puneți în el o monedă în care voi vă gândiți la dorința voastră. Puteți chiar să ardeți, nu știu, foi de dafin ca să poată să creeze mai multă energie pozitivă de prosperitate și succes. Vă puneți dorința, puneți bănuțul și acolo în fiecare zi apoi puteți pune și capac. Și în fiecare zi puteți adăuga monedele cu care veniți de la cumpărături restul, spre exemplu de monede care rămâne și le puneți acolo. Sau chiar și de hârtie care mai mărunțici, așa, sau ce doriți voi, dar monedele, în mod special, pot fi de alte valori, mai mari, mai mici, de alte nații, să zicem așa, da? Pentru că asta creează abundența. Cum vreți voi, folosiți-vă imaginația. Aici cumva trebuie să-ți folosești tu imaginația care îți creează abundența, să crezi în ceea ce faci. Este o zi a banilor, așadar, o zi în care poți crește valoarea propriilor tăi bani, care deja i-ai, și chiar așa, trebuie să-ți urezi bine, să-ți urezi noroc, să faci urări de bine pentru tine, pentru casa ta, banilor, trebuie să iubești banii ca banii să-ți atragă la tine, să nu-i urăști, să nu muncești în dușmănie, cum ar veni, sau să nu plătești în dușmănie, nici când primești bani să nu te superi că ai primit puțin sau mai. Bucură-te că ai primit pe aia. Dorește să primești mai mult data viitoare, dar în niciun caz să nu te superi că ai primit. Când primești banii, indiferent cât ai primit, important este să-i primești. Nu să-i... Deci, cu alte cuvinte, trebuie să te bucuri, să urezi, să urezi abundență. Da? Deci trebuie să fii foarte înțelept, înțeleaptă și să te bucuri și chiar poate să meditezi asupra banilor astăzi, asupra puterii tale, asupra înțelepciunii tale, care cum să faci să-ți crească abundența. Poate și citind. Astăzi poți inventa cuvinte, căuta în cuvinte, comunicarea joacă un rol important. Astăzi poate că poți obține bani și comunicând, făcând
Poate scriind, poate citind, poate discutând cu cineva, informându-te, cerând sfatul sau oferindu-ți sfatul. Cumva astăzi, urând de bine, astăzi urările de bine îți pot aduce bani. Când dorești cuiva binele sau binecuvântările pe care le aduci cuiva, cerând binecuvântare, poate chiar ducându-te la preot să citească pentru a fi binecuvântat să câștigi bani. Ai văzut cum se fac binecuvântări când începe o afacere, când îți cumperi o casă, când îți cumperi ceva, îți faci ceva, da, se binecuvântează ca și la căsătorie, ca și la botez, ca și la orice. Trebuie să te binecuvântești toată, că și la masă, când te așezi, cel puțin era obiceiul mai în vechime, era obiceiul acesta. Când te așezai la masă, binecuvântai persoanele cu care erai, prezența persoanelor, te bucurai de prezența lor și binecuvântai bucatele, și cei care stăteau la masa ta binecuvântau și ei gazda și bucatele care le sunt oferite. Mulțumeau, da, aici cumva trebuie să mulțumești, să binecuvântezi, să te rogi chiar, poate să te rogi. Astăzi asta e magie, în care tu poți găsi, poate citind, cum să mai faci niște o afacere, cum să mai crești prosperitatea, da, cum să cureți energiile ca să ai bani. Trebuie să crezi în ceea ce faci, să-ți crezi tu, trebuie să-ți crezi tu. Meditând singur găsești soluții, cumva soluțiile sunt deja în tine, în ce ai citești, în ce ai citit, chiar în Cartea Sfântă găsești soluții, poate chiar, da, deci cumva vine o astfel de energie, pentru că astăzi este posibil că să crească oportunitatea de a câștiga bani, de a rezolva probleme legate de bani, de a le rezolva într-un mod benefic, de a primi sprijin, ajutor. De altfel, ziua de joi era considerată o zi de piață, o zi de iarmaroc, o zi de cumpărături, de afaceri, da? O zi de investiții. Wow, ce de cărți au venit la voi! Foarte multe, foarte multe studiile. Uite, voi chiar puteți să studiați. Asta e noroc pentru voi. Pacea, liniștea, poate chiar uite, meditație, chiar trebuie să te rogi. Și într-adevăr trebuie să aprinzi o lumânare și să arzi niște foi de dafin, tămâie sau bețișoare parfumate care să-ți dea o stare de pace și de liniște de meditație. Pentru că voi avea niște revelații astăzi. Astăzi voi puteți avea revelații. Aveți, într-adevăr, puteți avea și voi o abundență, reușită, succes, da? Deci puteți primi vești. Tot ce vă doriți se poate primi astăzi, să știți, pentru voi. Puteți avea cunoaștere, revelație. Deci voi chiar puteți cunoaște, dacă vă doriți mai multă cunoaștere, mai multă înțelepciune, mai mult succes, o idee genială, astăzi puteți medita că vă va veni, veți cunoaște, veți citi ceva, vă va inspira și frumusețea, uite, astăzi este o zi perfectă să vă înfrumusețați, să vă puneți în valoare frumusețea buzelor, ochilor, părului, da, cumva folosindu-vă de o puterea magică a oglindei. Da, uitându-vă în oglindă, vă puteți imagina cum frumusețea voastră crește, cum vă concentrați către ceea ce este mai frumos la voi, ce vă place mai mult și ce ați vrea să vedeți mai frumos la voi. Și imaginați-vă că așa este. Pentru că, da, iar din nou frumusețea, pentru că astăzi vă veți simți mai frumoase, astăzi veți fi mai admirate. Asta e magia acestei zile. Trebuie într-adevăr poate și să vă faceți, astăzi e o zi perfectă în care să vă folosiți puterile psihice, mentale, să vă rugați și Arhanghelului Mihail pentru protecție, pentru a avea mai mult protecție divină, pentru că voi s-ar putea să fiți puțin, poate sunteți aici și pe o cale spirituală, poate avem degeaba la și cristalul mov, în care puteți fi la o mare pe o vibrație foarte înaltă, dar în jurul vostru pot fi vibrații joase și e suficient o mică, ca atunci când te cum să zic, cum să explic cum sunteți când sunteți pe vibrație înaltă, ca și cum ați fi un avion care coborâți la sol din când în când și se agață de voi ceva.
și nu mai puteți pleca. Cineva vă descarcă bateriile, vă fură combustibilul, spre exemplu, sau vă sparge rezervorul ca să vă curgă, să zic așa. E, aceasta e vibrația joasă a celorlalte persoane care cu invidie și gelozie vă atacă. Poate nu neapărat că au ceva cu voi, dar ele sunt, au ele ochiul rău al invidiei, al geloziei. Pot fi persoane care nici măcar nu vă cunosc și voi sunteți sub un atac. Dar mai pot fi și direcționante. Deci cumva sunteți în această cunoaștere a binelui și a răului, cumva. Și, într-adevăr, și voi puteți primi bucurie, iertare, prietenia. Astăzi este o zi în care trebuie să te simți liber să faci ce vrei, să dansezi, să te bucuri de ceea ce deja ai. Este o zi în care poți fi foarte prolifică, poți avea parte de idei creative, poți fi, astăzi e o zi pentru cele care vreți poate să rămâneți însărcinate, este o zi bună, de fertilă, să zic așa, poate, sau poate fi vorba de fertilitatea ideilor, aveți spor, aveți, puteți, ceea ce semănați poate ieși și perioada de lună în creștere, cu siguranță este o zi și în agricultură, pentru plante, când plantezi plante, primesc și dare divină, deci voi sunteți pe o cale spirituală, am zis deja, asta e magia zilei, deci voi rugați-vă divinității că primiți revelații, idei, intrați în conexiune cu divinitatea, primiți protecție divină, vă vin mesaje, înțelegeți clar niște mesaje care le transmite cerul, veți avea mai multă dreptate și justiție sau vă veți gândi la acest lucru, puteți primi sprijin, veți fi mai echilibrați. Aveți aici ochiul cunoașterii, ochiul magic, aveți multă justiție. Trebuie să credeți în justiție, să credeți că aveți puterea de a face dreptate, de a vă găsi dreptatea. Pas cu pas voi mergeți pe calea justiției, poate că sunteți veniți pe această, de aceea a ieșit acea mijloc de protecție, poate că voi sunteți o persoană care trebuie să faceți dreptate în viața cuiva. Să urmați această, poate legat de carieră, spre exemplu, să intrați într-o carieră, că am văzut aici că aveți studiile acestea, da? Deci voi poate că puteți să studiați, să învățați, să ajungeți să lucrați într-un domeniu unde să se aplice legea, spre exemplu, să se facă dreptate, dar puteți avea astăzi și poate niște, astăzi e o oportunitate pentru voi să încheiați contracte, poate să faceți niște acorduri, niște parteneriate sincere. Astăzi este o zi a bucuriei, ia uite ce frumos, ce mesaje frumoase, bucură-te, deci bucură-te, crede în bucurie și iradiază bucuria în afara ta, folosind și magia oglinzii, crezând în tine, crezând în puterile tale și inspirație, vei fi foarte inspirat, am zis că vei avea idei creative. Foarte frumoase mesaje vin pentru voi în acest moment. Extraordinar ce energii puternice sunt astăzi pentru. Deci veți avea parte de multă magie dacă veți și dori acest lucru, să o folosiți. Vedem și alte mesaje care vin. Magia acestei zile, să zicem, care ar putea fi pentru voi, sau cum ar trebui să folosiți energiile pentru a avea o zi magică, vom primi dorințele. Deja s-a spus totul, că nu mai vrea să mai iasă nicio carte pentru voi, să zic așa, să vină ea de la sine, trebuie să o aleg eu. Hai că a venit una, să vedem ce vine. Liniște. Să faci niște... Au venit chiar două. Voi aveți aici, să vă puneți dorință, fiți ca o albinuță astăzi, trebuie să faceți treabă astăzi, să fiți ca niște albinuțe, să vă bucurați astăzi de muncă și să faceți cu calm astăzi totul. Astăzi trebuie, e o zi în care trebuie să vă calmați, poate că de aceea și a ieșit aici această meditație. Astăzi meditați, că veți avea bani, reușite sau meditați, gândiți-vă, nu vă grăbiți, fiți calmi, fiți calme. Luați totul așa ca un înțelept. Ați văzut, înțelepții nu se grăbesc, ei stau, gândesc, vorbesc foarte calm, foarte calculat, ei parcă știu deja totul, ei deja nu mai au nevoie să se mai grăbească, ei deja sunt într-o așteptare. Deci astăzi este o zi în care chiar trebuie să-ți folosești telepatia. Ceaiul te ajută pe tine să intri într-o conexiune mai specială, să folosești, ai niște puteri psihice speciale aici, deja cartea aceea care vorbește că trebuie să te și protejezi psihic, pentru că s-ar putea cineva să încerce telepatic să-ți inducă ceva, cum ar veni să te manipuleze, dar totodată și tu ai puteri telepatice, deci și tu prin telepatie poți transmite altei persoane ce-ți dorești, să-ți împlinești dorința, dacă dorești ajutorul, dacă dorești o îmbunătățire a unei situații. Da, deci poți acest lucru să o faci prin, chiar folosind puterile unui ceai.
unui ceai care să-ți dea mai multă claritate mentală și, bineînțeles, să folosești meditația pentru noroc. Uite, chiar să te gândești la acest lucru prin incantații, prin cântece, prin cuvinte pe care să le folosești tu de noroc. Norocule, vină la mine, eu am noroc, eu sunt o persoană norocoasă. Cum dorești tu să ții cum folosești cuvintele tale? Aici este o chestie de inspirație, meditând îți vine ideea, cum să spui ca să ai mai mult noroc. Cumva inventezi tu, să zic, propriul tău ritual magic de frumusețe, de sănătate, de bani, de câștiguri. Aici cumva sunteți pe această treaptă spirituală în care voi ați putea chiar inventa niște ritualuri proprii prin care voi să vă creșteți puterile psihice, mentale, fizice, materiale, etc., să aveți noroc. Deci asta e magia zilei, dar nu știți, pare o zi în care veți avea mare noroc, în special la bani, dar la orice domeniu. Vă țineți înțelepciunea voastră. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. Foarte interesante mesaje vin prin intermediul acestor cărți. Am simțit că astăzi trebuie să fie o zi specială și m-am și gândit să fac o astfel de ritual, de citire cu aceste cărți care sunt magice. Ele, prin conținutul mesajelor, deja aduce mult noroc, aduce multă prosperitate, aduce multă inspirație și au niște, să spunem, niște puteri magice deja, care vibrații magice, care deja influențează puțin energia în bine. Și dacă și voi știți, credeți în puterea voastră, în capacitățile voastre, la voi trebuie să luați o decizie. Ține de deciziile voastre. De poate că de aceea și ați ales cristalul alb, că aveți de clarificat ceva și poate că trebuie să clarificați legat de drumurile voastre, legat de niște, aveți niște conflicte puțin de interese, cumva, poate că trebuie să curățați ceva în viața voastră, să clarificați ceva, trebuie nevoie de chiar să întrebați pendulul, poate, sau trebuie să folosiți cristalele pentru a curăța energiile, aveți nevoie de a lua o decizie, voi cumva pendulați așa, cumva sunteți într-o indecizie, într-o contrarietate. Deci astăzi trebuie să evitați acest lucru, deci trebuie să, într-adevăr, poate că trebuie să puneți cruce unei situații. Deci trebuie să clarificați și să renunțați la ceva, să nu mai vă cramponați, să aveți mai multă claritate, mai multă iubire, să folosiți, să zic așa, puterea iubirii, că aveți acest lucru. Trebuie să vedeți mai clar, să credeți, să aveți speranță și, într-adevăr, să luați o decizie. Deci astăzi este o zi pentru voi magică, în a vedea clar, mai clar lucrurile, a clarifica ceva, a îndepărta din viața voastră situațiile dificile, a le depăși cu încredere, cu iubire, cu decizie, cu speranță. Da, poate chiar vă trebuie un talisman, un cristal care să fie chiar sub forma unei inimi. Poate aveți nevoie de mai multă iubire, voi aveți de vindecat ceva, voi poate că aveți o contrarietate, o neînțelegere. Că e acolo unde este neînțelegere, lipsă de iubire, de prietenie, de apar neînțelegere. Cineva nu oferă, cineva nu primește, să zic așa. Cineva se simte nedreptățit, cineva se simte nemulțumit sau cineva nu vede că nu are de oferit, nu este potrivit. Și acum, dacă ai puterea tu să vindeci acea persoană, să o faci să iubească, poți, dacă vrei, dorești neapărat, dar trebuie să știi că se poate pune contra, că tu îi oferi și să nu-ți oferă, să nu accepte. Tot îți mai pune, îți mai ridică ștacheta, să zic așa. Tu ai sărit peste un hop, cum ar veni, spune: vreau să fiu cu tine dacă faci nu știu ce, și vei ajunge să faci nu știu ce și o să-ți spună: dacă voi face și încă nu știu ce, o să mai fiu și. Pentru că, de fapt, acolo este, cum să zic, e lipsă de iubire și tot caută motive. Acolo unde iubirea nu pune condiții, iubirea nu e condiționată, prietenia adevărată nu e condiționată. Acolo unde e condiționată, acolo e lipsa practic de iubire, acolo e altceva.
Ghidare de vină, veți primi și voi ghidare de vină. Vă veți bucura, astăzi e o zi în care s-ar putea să apară împăcare, s-ar putea decizia voastră să fie să renunțați la o supărare, la o neplăcere, să vă bucurați de această zi. Este o zi perfectă în care să clarificați ceva, să luați o decizie, să vă rupeți de ceea ce nu funcționează și să vă bucurați de ceea ce funcționează. Da, să vă apropiați de persoanele, poate de cele care sunt prietenoase, cu care vă înțelegeți. Primiți ghidare divină, poate și prin puterea rugăciunii. Astăzi are o mare putere, să zic așa, rugăciunea. Da? Planeta sa Jupiter, fiind așa de puternică, care aduce oportunitate și noroc, ea practic crește vibrația, crește forța gândului, să zic așa, a norocului, a succesului, a încrederii și fertilitate. La fel, poate că astăzi ce semănați poate culege sau poate apărea chiar la voi o sarcină, poate vă doriți acest lucru, apare abundență și la voi, dar trebuie să credeți într-adevăr, să semănați ceva bun cum ar veni. Trebuie să puneți o sămânță bună, o sămânță de iubire, de prietenie, de bucurie, de chiar un bănuț poate să dăruiți cuiva, astfel să faceți ceva cu inima. Astăzi trebuie să renunțați la niște, poate, orgolii, la niște tristețe, la niște supărări, la niște neplăceri. Astăzi, la fel, trebuie să vă lăsați, poate, ghidați de inspirație divină. Cereți ghidare divină, cereți inspirație. Cum să faceți, cum să rezolvați, că veți primi cu siguranță. Și trebuie să binecuvântați, uite, binecuvântare, bucurie, vino la mine. La fel, trebuie să cântați, simte-te liber să faci cum vrei tu, cum gândești tu, să-ți manifesti, chiar dansând, cântând, ca să-ți crească puterea personală, ca să-ți crească abundența, ca să-ți clarifici ceva, ca să-ți rezolvi o problemă, să-ți iei o piatră de pe suflet, cum se spune, să renunți la ceva care nu mai este benefic pentru tine. Uite, chiar trebuie să te protejezi, poate chiar trebuie să ții un talisman de protecție, aprindești la fel lumânare și rugându-te la o lumânare. Aprinde o lumânare. Dacă e pentru dragoste, spre exemplu, e roșie, nu lumânarea care reprezintă dragostea. Dacă e pentru bani, verde. Dacă e pentru sănătate, poți să o aprinzi portocalie sau galbenă, pentru succes, spre exemplu. Sau găsiți pe Google, dacă căutați, care sunt culorile potrivite ale lumânărilor pentru a te ruga pentru un anumit lucru. Dar, în general, poți să aprinzi o lumânare obișnuită, albă sau chiar de la biserică și să te rogi pentru ce te interesează pe tine. Pentru că puterea lumânării are oricum. Cumva trebuie să te lași și ghidat de inspirație divină. Poate chiar ducându-te la biserică și aprinzând lumânare, rugându-te pentru a fi ghidat, a fi inspirat. Deci, chiar trebuie să cânți, să spui, aprinde această lumânare pentru a avea o viață mai bună, a începe ceva nou. Cumva poți să faci o schimbare, o decizie astăzi, poate că asta este, despre asta este, pentru a schimba ceva, pentru a avea mai mult noroc, mai mult oportunitate, chiar de începând din acest moment. Chiar începând din acest moment, pentru a te proteja, pentru a fi inspirat, ghidat, pentru a avea succes în ceea ce îți dorești. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele. Dragii mei, eu sper să aveți parte de o zi magică, minunată, să aveți parte de prosperitate, abundență, sănătate, bucurie, armonie, fericire, dorințe îndeplinite. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!